Prieteni. Astăzi, prin intermediul invitatului nostru, vom afla lucruri interesante despre conservarea patrimoniului național. Doamna care se va afla în dialog cu mine s-a dedicat studiului acestui domeniu, dar și cunoașterii aprofundate a familiei Domnitorului Unirii de la 1859. rosmână. Bine ați venit. Ziua. Mulțumesc pentru invitația la cină. Sper să fie una grozavă. Doamnă Aurica Echim, pasiunea dumneavoastră pentru epoca și pentru familia Cuza vă face uneori să călătoriți în timp în casa care a aparținut domnitorului și să revedeți imagini ale vremurilor acelea? Privilegiul de a putea să treci într-un asemenea palat Norocul și bucuria de a atinge obiectele care știu că au aparținut marilor personalități ale acestui neam, îți creează o emoție și o bucurie totodată, dar crește și sentimentul responsabilității. Ești conștientă atunci când pui mâna pe un evantai cel atins și a aparținut principese Elena Doamna? Ce înseamnă să atingi uh, pormoneu sau porțigaretul sau ochelarii sau haina uh, care a aparținut domnitorului Alexandru Ioan Cuza? Ce înseamnă să atingi o batistă cu monogramă? Ce înseamnă să atingi obiecte care au aparținut lui Cogălnicianu, lui Negri, lui Alexandrii? Uh, cei care lucrăm în muzee, parcă dintr-o dată toată această trăire interioară ne fascinează, ne, ne duce undeva într-o altă lume și parcă acolo te simți bine. De multe ori cred că noi suntem priviți și altfel. Poate de multe ori ne înțelegi din anumite puncte de vedere. Eu cel puțin mi s-a întâmplat când spunea, ce obiectul ăsta este al dumitale sau e al tău? Ei, după atâția ani de zile ai senzația că este al tău. De-aia că... v-am și întrebat da? dacă nu călătoriți da. în Sigur. timp. Da, și parcă ești acolo cu ele, că tu ești... Împreună cu ele și uh, le vorbești celor actuali uh, despre perioada aceea, dar nu cu prea multă detașare. Ești acolo, trăiești acolo. Uh, sigur că. Vizitatorilor nu li se permite să atingă obiectele, întâlnim această, acest îndemn sau această povață la fiecare pas în muzeele de istorie, în muzeele etnografice, în toate muzeele țări, dar dumneavoastră aveți acest privilegiu, cum spuneați, pentru că le-ați pregătit pentru expunere, l ați studiat. Eu am parcurs etape de pregătire și de fiecare dată de pregătire profesională și de fiecare dată mi s-a spus de ce nu renunți la meseria de conservator. Din acest motiv, a fi conservator de valori de patrimoniu într-un muzeu îți oferă acest privilegiu. Repet încă o dată și această îndatorire totodată, că răspuns, răspuns din toate punctele de vedere despre obiectele respective, dar faptul că poți să trăiești între ele, nu îl poți uh, întâlni altfel în viață. Uh, și de aceea am preferat să rămân conservator pe obiecte de patrimoniu, meserie mai puțin cunoscută sau înțeleasă chiar în, uh, în țară la noi. Ați făcut din uh, Muzeul Unirii, împreună cu colectivul pe care îl coordonați, uh, un spațiu cultural deosebit, un reper uh, istoric și turistic uh, al Iașului. Uh. Toată lumea care vine acum în municipiul Iași, pe strada Lăpușneanu, merge direct la muzeul Unirea, atrași fiind turiștii de expozițiile permanente care există acolo ne-am propus ca Muzeul Unirii să nu mai fie doar uh, un muzeu, să aștepți să te uiți pe geam dacă mai vine un vizitator uh, să te gândești dacă e bine sau nu să mai faci vreo acțiune și dacă vine trece, ți-o scrie acolo că ai făcut ceva uh, atunci, împreună cu doamna uh, muzeograf uh, Maria Voicu am uh, decis să facem multe acțiuni să invităm mari personalități ale iașului și muzeul să trăiască prin toate activitățile noastre, prin toată activitatea de atunci științifică și culturală, să încercăm să aducem eșenii și să-i determinăm ca încet și în timp să se îndrăgostească de acest muzeu. Să devină și practic creadă... muzeul un centru cultural Sigur. viu al Iașului. Exact și să creadă că este al lor, pentru că numai acest, așa îl pot. Prețui. Și iată că de atunci, chiar după ce a trecut și prin acea perioadă de aproape 10 ani de restaurare, muzeul acum este aleșenilor, este al românilor și aici se întâmplă foarte, foarte, foarte multe activități. De unde pasiunea pentru istorie, de unde pasiunea pentru familia Cuza și când spun familia Cuza, știu ce spun, dumneavoastră nu v-ați dedicat studiul numai lui Alexandru Ioan Cuza, ci și doamne Elena Cuza. Vin din Comuna Coțușca, județul Botoșani. Acolo, cred că, și cu, nu cred, cu siguranță, profesorii pe care i-am avut acolo mi-au insuflat ei primii dragostea față de citit că citeam la lampă, că citeam pe unde nimeream, citeam foarte mult. Am avut și o profesoară de română care oferea și ne spunea și ne aducea cărți cu sacoșa și ne întreba la, dacă avem fișă la bibliotecă. Acolo, dorința și acea cochetărie cu ce înseamnă romanul, cu ce înseamnă epoca, epocele acelea trecute, Cred că de acolo vine, pentru că am citit foarte mult din perioadele trecute și uh, am... Și acest noroc, înzestrat, acest noroc al meu de la naștere, de a vedea foarte bine în spațiu. Întotdeauna când citesc un roman, văd în derularea ochii și a minții, chiar saloanele respective, câmpurile, pădurile, toate astea. Și cred că de mică mi-a plăcut acea, acele perioade care au trecut. Cum e Comuna Dumneavoastră, Coțușca? O Cum era atunci când copilăriați? Com, da, Comuna Copilăriei Mele rămâne în mintea mea un sat unde era un respect extraordinar pentru părintele Focșa, care dacă îl vedeam treceam pe partea elaltă și strigam să rămână părinte și respectul pentru toți profesorii pe care i-am avut. Era așa ce îndrăzneai să treci pe lângă ei sau să îi le spui ceva de aproape, te duceai de la distanță. Admirația mea de la ținuta doamnelor care mi-au fost profesoare, de la ținuta învățătoarei mele, doamna în istorică, mă duceam la ea să-i duc o găleată cu apă numai pentru faptul că atunci când deschidea ușa, venea în nări un miros de măr Ioanatan și de bomboane. Alea mi-au rămas și până și în ziua de astăzi sunt acolo întipărite în mintea mea. Eu eram așa o febleție a ei și uh, totdeauna o întrebam, aveți apă? Și ea zâmbea, nu știa că mirosul ăsta mă atrage pe mine. Poate se gândea la acel copil care vroia o bomboană, un măr, o, o prăjitură, dar nu, vroiam acel miros să-l simtă în nările mele. Satul românesc avea un parfum, chiar dacă exact. nu erau de toate, unii da. erau mai năvuțiți, alții mai puțin, dar avea un parfum și o uh, demnitatea lui, poate. Să știți că în sat. Și eu am avut la mine, eu cel puțin n-am spus bunic, bunica, am spus mămuca și tătuca. Am avut o mămucă extraordinară și întotdeauna îmi spunea, ai grijă, poate mă duc duminică la piață și îmi spune cineva, vreun om din sat, că ai trecut și n-ai dat bună ziua. Și cât respect era chiar eu simțeam și vedeam și oamenii cum se respectau între vârste de ce respect se bucurau oamenii în vârstă, de cei mijlocii și tineri. Dar și între tineri era o diferență. Băieții care erau și care veneau din armată, față ce, ce statut aveau în sat față de cei care erau în clasa a 8 -a sau care terminase și nu mai plecase la școli mai departe. Deci în sat era în primul rând respectul și de aici venea și gospodăria care era respectată, de aici venea respectul față de părinți, de aici venea respectarea tradițiilor. La mine în sat erau niște tradiții atât de frumoase, abia așteptam să vină Paștele, pentru că știam că îmi face mama rochie nouă cu buzunărel și îmi puneam acolo ou roșu, dar asistam să facem oule roșii și să mergem la biserică cu ou, să trecem pe sub aer. Așteptam să vină uh, uh, Crăciunul, așteptam să vină anul nou și aici aș vrea să vă spun că de multe ori toată lumea îmi spune vocea mea, timbrul vocei și vorbesc, poate pentru unii prea mult, eu știu, dar o amintire a mea când mămuca mea îmi spune mie, ei hai să-ți spun eu ție cum a fost că tu nu prea vorbeai când erai mică și ce ai făcut mămucă ca eu să pot să vorbesc? Păi îți spun eu ce am făcut. Am vorbit la biserică, și când tregea clopotele să, pentru slujba de duminică, am turnat apă pe clopot, am strâns-o imediat cu cănița de desubt și ți-am dat să bei. De aceea acum vorbește, nu-ți mai Vi tace gura. <laughs> da, da. Și în afară de asta, la fel am avut un mare dar acela de a recita. Dacă ar fi să mă întorc înapoi Vă în Vă plăcea timp, să recitați poezii? Da, foarte mult. Vreau să vă spun că și la Coțușca, când eram și cum erau concursurile acelea între școli și între comune, toată lumea avea în mine nădejde și spunea nu se poate, cu aurica, ce să mai. Aveam de recitat rugămintea din urmă, nu uit, nu uit, niciodată nu uit. Și o știam și îmi zice mie, doamna mea. Te mai profesoară. Și acum? Da. Și îmi spunea doamna profesor, ei, dar pentru ce eventualitate, ia tu textul să-l ai în față așa. Domnul Arhire, când m-am dus prima dată pe scenă acolo, am pus și hârtia în față, m-am uitat, e nu mai era nimic scris pe ea, era o foaie albă, Emoțiile am înclinat așa și am rupt-o de fugă spre casă. Ei, a venit după mine, m-au luat, m-am dus înapoi pe scenă, am spus poezia de data asta fără emoții. Uneori tânjesc, ne merg mai rar, nu mai am părinți, nu mai am pe nimeni. Eu e o zonă foarte frumoasă, care spuneați da, de tradiții. Da, și unde scrie Dan Lung în romanul său Sunt o babă comunistă, se făcea tezi cu un combustibil pentru, pentru, foc care se folosea iarna. Știți de acest lucru? Ați făcut tezic? Domnul Arhire, și eu am făcut, te zic, și toți copiii, și toți cei de generația mea, dar se mai face și astăzi, vreau să vă spun. Nu este ceva care e de domeniul trecutului. Nu avem era pădure. Era un combustibil natural și dar, foarte bun. Da, dar nu avem pădure acolo. Avem o mică pădure acolo unde am spus eu prima dată, prima poezie, în acea, se făcea cum era pe vremea aceea serbarea de sfârșit de an de la grădiniță. Dar toată lumea, indiferent de la cel mai gospodar om al satului, făceam acest tezic. Ce era tezicul? Tezicul se aduna mult bălegar de vacă și se amesteca fie cu paie, fie cu rumeguși. Și le făceam așa turtele alea acolo, le lăsam pe iarbă și se usca, pe urmă le puneam și le stivuiam și iarna era combustibil. De, vreau să vă spun că punea tata pe foc așa seara și ținea jarul până dimineața. Așa se dezvoltau calitățile gospodărești probabil ale copiilor de la vârstele acestea fragede și se dezvoltau pe, pe parcursul vieții. Părinții dumneavoastră ce doreau să faceți în viață? Spre ce vă îndreptau? Domnul Arhire, mama mea care și-a dorit foarte, foarte mult să plec și să înveți comparativ cu tata care totdeauna tângea și spunea că are un singur copil și nu ar vrea să-l dea printre străini. Ați fost singură la părinți. Da, și totdeauna de câte ori venea vorba în casă și spunea că voi termina clasa 8 -a și va trebui să plec să învăț, tata totdeauna îi spunea mamei, cum ai tu inima să-ți lași singurul copil să se ducă între străini? Pentru că la rândul nostru, familia tatei vine aici într-un sat buzdugan de undeva de la Păltiniș. Și probabil l-a simțit ce a însemnat păltiniști să pătești vii... din zona Moldovei, da, nu, păltiniști păltiniști de la din Dorohoi. Sibiu, da. Nu, de la Dorohoi. și da. cred că a simțit ce înseamnă să fii străin, să vii din altă parte, să te acomodezi cu oamenii, să te acomodezi cu locurile. De aceea plecarea mea din sat a fost un pic mai dureroasă mai mult prin voința mamei decât a tatei. Și cum ați ajuns la Iași? Putea să vă opriți la Botoșani sau la Dorohoi? Era uh, din... Erau oportunități în vremea aceea și pentru localitățile amintite. Uh, se făcea un liceu la Săveni și uh, la Botoșani. Dar mama mea de frică ca nu cumva tata să mă aducă acasă și să nu mă lase să învăț, a zis că este mai bine să mă duc undeva mai departe ce era pentru mine mai departe însemna să mă duc undeva la școli profesionale în Valea Jiului astea erau pentru județul Botoșani la vremea respectivă iar orașul Iași era un oraș închis, să știți și ce s-a întâmplat atunci o rudă de-a mamei mai îndepărtată i-a promis că mă aduce la Iași și s-a ținut de cuvânt pentru că directorul școlii profesionale Nicolina din Iași să fie iertat acolo unde este și dacă ruga mea poate să ajungă către ceruri pentru el era bolnav bolnav de cancer această mătușa mea îl trata și când a auzit-o că plânge și se plângea și spunea că uite aș avea și eu am și eu o nepoată care nu pot să o aduc la Iași peste tot nu spune că nu, nu se primește din afară, el a zis atunci dragă, a la Nicolina că eu o înscriu că mie ce pot să mai facă și așa am venit eu la Iași și vreau să vă spun că am făcut trei ani de școală profesională nu vreau să compar cu vremurile de acum, nu intrăm în altă latură, dar să știți că și aici am nimerit profesori uh, care m-au luat sub aripa lor. Cred că eu toată viața am avut noroc. Am avut noroc de oameni care m-au îndrăgit repede și m-au luat sub aripa lor. Prin ce impresionați? Cred că prin seriozitate. Pentru că, așa cum dacă cineva privește în, în toată munca mea de, de de aici, în spate, va vedea că niciodată nu am făcut nimic de mântuială. Și va vedea că niciodată nu am spus că fac ceva și nu am făcut. Nu am promis niciodată ceea ce nu puteam să fac. Ați lucrat efectiv în am fabrică? Am lucrat, am fost muncitor la Nicolina și o spun cu mândrie, pentru că este o altă perioadă a vecinătății. Vă pricepeați la mașini, la echipamente, la acelea mecanice? Domnul Arhide. Să le struniți? Ce domnul... făceați, practic? Domnul Arhide. Uh, și aici, când a fost cu angajarea mea, uh, soțul meu era privit așa, Nicolina, era un pic non grata, că vorbea mai mult decât trebuie. Și eu am mai pătimit de multe ori din cauza lui. Dar uh, uh, când a auzit că vrea să-și aducă soția, să se căsătorească și să-și aducă viitoarea soție, a spus, nu se poate, nu avem locuri. Ei, hey, un domn uh, care era la personal, l-a văzut așa pe aleie pe soțul meu, eu eram cu el, terminasem școala profesională și zice mă Vasilica, dar tu de ce ești supărat? Păi cum domnule? Nu vrea să-mi angajeze și mie viitoarea soție, păi ce eu mă însor aici și ea să ducă, unde să ducă? Prin, pe la Jiu, pe unde să ducă? Și că se terminau cei trei ani de școlarizare. Zice, lasă-mă pe fata asta care ne-a reprezentat pe noi, care e o fată, așa nu se poate. Și iată că eu am intrat, m-am angajat acolo și a trebuit să demonstrez că sunt bună. Și vreau Ce să făceați? vă spun, am fost frezor și vreau să vă spun că în 8 ani cât eu am lucrat la Nicolina, am ajuns la cea mai mare categorie. Plângeam, domnul Arhire. Îmi dădea lucrări, uneori îmi dădea peste categoria mea. Pe mine nu m-a menajat nimeni în viață. mi a zis, ori ești bună, ori nu ești bună. Și, Și acest, am fost bună. Acest episod, da. cât a durat angajarea la Nicolina? 8 ani. 8 ani. Da, da. Ei, a venit această viață de după. Frumoasă. Bineînțeles că în toți acești ani eu am cochetat cu Palatul Culturii, am cochetat cu muzeografii de acolo. Am Mergeați cochetat... la muzee, citeați, vă continuați activitățile intelectuale? Trebuie să mă întorc înapoi și să vă spun că în momentul când eu de acum eram elevă la Nicolina, într-o după-amiază mi-am luat bilet de voie și am ieșit în oraș. Și m-a fascinat pe mine, uh, și m-a fascinat de cum am venit în Iași, aceste covoare de flori. Și mă uitam mereu cum erau modelele realizate din diferite uh, uh, soiuri și diferite culori. Și am văzut așa pe, pe versantul palatului un covor foarte frumos de flori. Uh, și am zis că hai să intru în, în palat. ce fi aici? Și când am apăsat pe clanța aia, care știți că e grea și ușa aia este grea, ca orice un om care își dorește să se ducă, să facă, să facă ceva ce era acolo în inima mea. Când, după ce am intrat și zic, oi, lei, ce greu se deschide ușa asta. Iar când am intrat în holul palatului și m-am uitat, zic, Doamne, oare Aș ajunge eu vreodată să merg pe holurile astea și să cunosc uh, uh, palatul ăsta cu atâtea camere, că vedeam atâtea uși, uh, vedeam uh, oameni, doamne, domni pe acolo. Uh... Știți, se spune că să nu-ți dorești uneori câte ceva că s-ar putea să se împlinească. Înțeleg că o romantică. -am... Da, am fost întotdeauna o romantică în fața, așa, a ceea ce foarte multe lume spune că sunt dure sau nu, este adevărat. Undeva acolo este un... Și, și cum ați ajuns totuși la istorie, de la tehnică la zona umanistă? Tehnica, știți, și dumneavoastră spunea asta din ea, a fost un moment pasager. Da, nu am avut de ales, nu am putut să fac altceva, n-aș fi putut să fac altceva, trebuia să trec, să trec prin această etapă ca să pot să fac mai departe celelalte. Așa a fost destinul, probabil. Asta a fost destinul, dar nu regret și vă, vă repet încă o dată, am cunoscut oameni minunați acolo, am cunoscut oameni de la care am învățat perfecțiunea, de la care am învățat ora exactitatea și lucru foarte bine făcut și că nu poți să te joci în viață și nu poți să minți, nu poți să umbli cu, cu altfel de, de, de probleme. Uh, Dar când s-a întâmplat această întorsătură la 180 cred... de grade în viața dumneavoastră? Domnul Arhidin, a fost o întorsătură. Deci, undeva în sufletul meu eu întotdeauna am fost pregătită. Era? Pe da, ce. pentru că mergeam la Cenaclu, acolo am cunoscut uh, oamenii mari a Iașului, uh, de la școala profesională și chiar după aceea uh, eram în contact. Aveați cu... cunoștințe de istorie, de geografie, aveți da, o cultură discuție. generală. Dar da, nu, da, nu se putea, domnule. La un nivel. Uh, da, ridicat? da. Și -am -am foarte mult, am avut pe domnul Popa, uh, profesor de istorie. Noi știți cum ne vorbea domnul Popa și cum te făcea, chiar dacă tu făceai o școală profesională, nu se putea colegii mai lipseau, mai chiuleau sau mai știu eu, A făcut și liceul așa. între timp până a, și, la sigur, momentul și, în care da, sigur. a părăsit da, zona da, tehnică. Da, da, Dar te îndrăgosteai și te duceai la orele lui de plăcere. Deci venea, deci am avut repet încă o dată norocul de oameni care mi-au adus și mi-au tot clădit. Deci pe acel pământ de acolo de la Coțușca, da? Pornit de acolo, au fost oamenii aceștia minunatări care tot mi-au pus câte o cărămidă acolo în suflet. Care Bun, și atât, când s-a da, întâmplat să vă hotărâți să renunțați la, la fabrică și să vă duceți uh, la facultatea de istorie. Uh, facultatea de istorie a venit mai târziu. Întâi am mers, întâi m-am întâlnit pe stradă cu domnul Muscalu și îmi zice, „Au da, tu Scriitorul știi? Ion da, Scritorul Ion Muscalu. scritorul Ion Muscalu. Zice, Aurica, da, vezi că eu știam că tu ți-ai -ți plăcea și ai fi vrut să lucrezi la Palatul Culturii. Vezi că sunt locuri la Palatul Culturii, ia du-te și vezi acolo. Și uitați așa m-am dus și am avut repartiție pe la forțele de muncă și am venit și am venit din nou muncitor, dar de data asta la Palatul Într Culturii, pentru un alt mediu care era mai apropiat exact, de suflet. Da, și era șef de secție doamna Pungă Zanfira. și ea m-a privit așa pe mine și Doamna Echim, cum o să faci, cum o să descurci, te descurci și zic, da nu, vă faceți dumneavoastră probleme pentru mine. Nu veneam dintr-un mediu de unde să fii sclifosită, nu, veneam dintr-un mediu unde aș fi făcut orice numai să lucrez în acest domeniu. Și dintr-o dată s-a deschis o ușă și a pătruns o doamnă doamnă cu părul alb, așa cu o gentuță sub umă și zice doamne, e uh, pungă, doamna pungă, te rog frumos pe omul acesta să-l dai să lucreze cu mine la Muzeul Unirii doamna arhire nu întotdeauna în colectiv chiar nu mai ne iubim sau nu mai este atmosferă niciodată în viața mea nu am privit cu alți ochi spre această mare doamnă pentru că nu știu dacă atunci când a spus cuvântul om a spus-o neapărat pentru că s-a gândit la anumite calități ale mele, dar la mine a însemnat foarte mult. Și uh, când mi-a zis uh, asta, eu m-am uitat spre doamna Pungă ea s-a uitat spre mine, a zis, da, foarte bine, doamna Voicu. După ce a ieșit doamna Voicu din birou, doamnei Pungă, îmi spune, doamne Echim, dar dumneavoastră știți, este o fire mai dificilă. E, muzeul Unirii este un muzeu rece, este un muzeu... Ce o să faci acolo? Zic, dar nu e treaba dumneavoastră. Eu mă duc acolo. Și, și așa ați plecat de la strung și freză și ați ajuns în slujba da. lui Alexandru Ioan Cuza, da. după ce ați făcut și o școală postliceală pentru conservatori. Da, după ce am venit la Muzeul Unirii, doamna voi cum mi-a zis așa, doamna Echim, ea m-a învățat cu patrimoniu și zice, știi ceva? Cel mai frumos într-un muzeu este să ai tangență directă cu patrimoniu. Și atunci, hai că uite, gestiunea mea ți-o dau matale mi-a predat mie după 30 de ani, domnul Arhire. Și avea un sigiliu, îmi pare rău că nu l-am adus să vi-l arăt, și spune, sigiliul acesta, eu cu el am dormit în fiecare seară. Mi-l puneam sub pernă și să-l știu în siguranță. Acum am ales să ți-l dau dumitale. Ei, dumneavoastră știți ce înseamnă acest lucru, ce ți apasă pe umeri? Pentru că au mai fost după aceea, a mai fost și domnișoara Pavel, etnografa, au fost alții care tot veneau și impuneau greutăți pe umăr. Știți? Ele... Dar simțeați atunci, erați tânăr, simțeați că începe pentru noastră un alt drum, un drum, spuneați, al responsabilității, dar și al studiului profund. Era un moment important pentru viața dumneavoastră. Da. În momentul când preluam acest patrimoniu, mă uitam la piese. Și mă uitam și zic, da, lui cuza, că sunt niște uh, uh, registre mari acolo și descrisă piesa și vreau să vă spun că după ce luam un număr de piese în ziua aceea mă duceam acasă și închideam ochii și începeam să-mi să aduc aminte în memorie. Inelu, Sigiliu, Batista, de unde le-am luat, unde le-am pus și cum. După aia le auzeam pe Doamne cum făceau comentarii despre piese și pe urmă a început să preiau numismatica. Avers, revers, dinar. Ua, deci, o... în paralel cu... cu însușirea acestor termeni de specialitate, da. făceați da. și facultatea de istorie și, și da, vă, vă da. practic, și am zis... vă calificați într-un domeniu Sigur. foarte greu și foarte dificil, uh, acela da. al da. Uh, da. conservării. Sigur, și atunci mi-au zis așa zis. bine, a fi conservator înseamnă să iubești pa piesa, patrimoniul și să fii și un foarte bun gospodar. Ei, calitățile astea cred că le-a văzut și la mine. Și, și da. despre timpul respectiv. Exact. Nu și poți să știi doar despre un lucru, să nu. știi valoarea pieselor. Exact, exact. Și atunci, uh, conducerea de atunci era director general domnul Paradise, adjunct era doamna Ioniuc și a spus doamna Echim, trebuie să vă duceți să faceți cursurile la, în cadrul Ministerului Culturii la școala care uh, era atunci. Și m-am dus și am făcut 2 ani de post după aceea am început facultatea, le-am făcut și am completat practic golurile pe care le aveam. Iar a completa aceste goluri au făcut să, să, fii mai conștient de ce ai, să dai mai mare valoare pieselor. Deci nu le priveai neapărat că știu că trebuie să o păzesc, știți? Așa, să o, să asigur condițiile de microclimat, să le taleze niște spații sănătoase, în poziții corecte. Nu știai că el aparținu cuiva, știai cine este persoana respectivă, știai. Bine, noi la istorie, la tot, am învățat în mare, dar nu ne neapărat uh, când uh, toate cunoștințele pe care le, le aveai înainte vin cu ce îți spun ceilalți. Pentru că să-l auzi acolo conferențind pe domnul Platon, pe domnul Vitcu, pe domnul Ivănescu, pe domnul Zub. Asta numai cei de la noi de Practic la Practic, era un izvor pentru sigur, dumneavoastră de, de știință. Sigur, sigur. Știți de câte acumulări. emoții aveam când, când ei veneau în, în muzeu la câte o activitate? Dar uneori eram chiar în curte și trecea pe stradă domnul academician Platon și domnia sa simțea nevoia să ne salute iar el, el ne saluta de pe stradă iar eu simțeam că intru în pământ în curte știți, așa gestul domniei sale era ceva așa pentru mine un gest minunat pornit la un academician cine sunt eu? Eu sunt acolo undeva un om mic și domnul Platon Ați avut probleme de conservare cu unele din piesele Muzeului Unirii din Iași au fost mai greu de, de identificat, ați căutat dacă să vedeți dacă au aparținut sau nu epocii cuza sau chiar familiei cuza? Aici, domnul Arhire, problema se pune așa. În momentul în care eu am preluat, bineînțeles le-am luat, le-am pus bine, asistam, participam la activități, la tot. Dar a venit perioada în care Muzeul Uniris a trebuit să intre în restaurare. E... N-am eu timp să vă spun acum câte lacrimi au curs și câte probleme au fost, dar până la urmă a ieșit așa cum am vrut. Pentru că nu se putea altfel. Trebuia să fie, să fie o ambalare pe tip o dimensionare, pe niște criterii științifice făcute. Vreau să vă spun că atunci când s-a strâns patrimoniul Muzeului Unirii și cărțile au fost măsurate și cântărite pentru a stabili în ce ladă le pui și ce greutate să aibă. Ei, uh... Și atunci, încă o dată, trebuia să știi foarte bine unde le pui cu fiecare inventar de ladă, să le duci la palat, să le asigure acolo și știam că va urma etapa a doua când se va redeschide muzeul. Și în perioada în care muzeul s-a restaurat, s-au restaurat și patrimoniul. Iar! Toate discuțiile acelea la care eu asistam când veneau colegile doamnei Voicu, cum era doamna Pușcașu, doamna Radu, doamna Sanie, doamna Știrbu, toate când veneau acolo la o cafea, vorbeau. Știți ce important este să asculți? Fiindcă așa, auzeam, am auzit-o eu pe doamna Voicu spunându-i, mă Irina, mai este acolo jos în bașcă scaunul ăla ce l-am adus eu de mult? Și a zis, da, era vorba de doamna Irina cu conservatorul de la istorie. Păi, eu m-am dus la, la București, la Institutul Pat Național al Patrimoniului, să aduc dovezi ca să, fac, să se facă un proiect corect de restaurare a palatului. În momentul când eu am ajuns acolo. Uh, și bineînțeles că mi-am sunat profesorul meu, profesor de arheologie care a dat un telefon la domnul Sion domnul Sion așa uitându-se peste umăr zice du-te acolo jos, că acolo e biblioteca acolo la fel am găsit domnul Iulis, un om minunat care mi-a zis, uite vedeți astea sunt toate dosarele care înseamnă Muzeul Unirii din Iași cu restaurarea lui din 54 până în 57 eu trebuia să le văd pe toate pentru a le fișa și a aduce la Iași argumente că trebuie să se refacă uh, proiectul de restaurare și nu să mergem pe proiectul vechi care era inițial făcut. Am fost cu minte, sârguincioasă, pentru acest fapt și am, la fel am demonstrat seriozitate, mi-au dat tot timpul uh, să, să văd uh, toate dosarele și uh, după aceea, la final, îmi spune domnul Iulus, doamna Ichim. Ați fost așa de cuminte încât nu pot să nu vă arăt două dosare. Domnul Arhire, mi-a arătat două dosare, 2074-2075 cotă, în care era istoricul primului muzeu înființat. Nu s-a vorbit niciodată la Iași. Primul muzeu al Unirii? Da. Acolo, în acest palat, de fapt funcționase până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, deci din 1938 și până în 1945, așa, primul muzeu înființat de Iorga, Muzeul Cuza Vodă din Iași, sub Comisiunea Monumentelor Istorice, din cadrul Ministerului de la uh, Culturii de la București. Ei, când eu am văzut astea, M-am uitat la studii introductiv și acum văd pagina, un scris mărunt, mărunt de. Mână era și era și un opis cu uh, obiectele care existau? Tot, domnul Arhire. Uh, prim, de studiu istoric era făcut de academicianul Dan Berindei. Prima, vă dați seama. Pentru, uh, pentru restaurarea de atunci, studiu istoric l-a făcut domnul Berindei. După aceea, toată corespondența dintre Iorga și Suțu. Cel care a scris Rudolf Suțu, cel care a scris ea și de Odinioară cel care a fost primul director al acestui muzeu. El a adunat patrimoniu. Am găsit după aceea inventarul primului muzeu. 116 tablouri aduse de către Iorga de la Comisiunea Monumentelor. Exponate care ar fi aparținut familiei CUZA? Nu, erau tablouri. Erau din epocă? Erau din epocă, da. Așa. După aceea, Suțu a început, știți că era și ziarist, făcea articole, făcea apel și în felul acesta, de la 116 tablouri, de a fost inițial, deci practic ca un fel de muzeu de artă deschis, când de Rudolf Suțu, adică ultimele inventare care a fost erau aproape 500 de piese. Poate unora li se pare puțin acum, dar știți, nimeni nu știe ce înseamnă a avea o piesă adusă și inventariată, mai ales când este foarte valoroasă. Ei, așa a funcționat primul muzeu când am venit și... Și care s-a desfințat din ce motive? A izbucnit de-al doilea război mondial, casa a fost și ocupată, a fost cartier regal, oricum a fost bombardată puternic, parte din patrimoniul l-a salvat Gheorghe Ungureanu când au evacuat, Gheorghe Ungureanu și cu Rudolf erau buni prieteni, când au evacuat arhivele de la Iași, au evacuat și o parte din valoroasă din patrimoniul muzeului, Alții, o altă parte a fost dusă înapoi de Rudolf Suțula la București, la Comisiunea Monumentelor, iar unii obiecte au rămas chiar în, în muzeu. În arhivele din Iași sunt dosare în care spun și ce piese au rămas și o femeie de serviciu a avut grijă și de ele. Și muzeul când s-a reînființat? A, a început, după, au stat ani de zile așa bombardat cum era, până în 54. Abia în 54 s-a luat hotărârea să fie restaurat și comisia de atunci am văzut toate dosarele. Uh, Ștefan Balș era arhitectul, atunci a zis domnule uh, hotărirea domniei sale la vremea respectivă a fost să nu mai uh, să repare și vechea aripă care o avea palatul care a fost practic o adăugire pe monument erau două școli de restaurare era o școală prin care se spunea că monumentul trebuie adus la faza lui originală și orice adăugire să o înlături dar era și dar acum se spune nu orice adăugire pe monument care este evidentă adăugirea corectă și vine dintr-un anumit timp documente sigur, și dintr-un anumit timp, așa, arată trecerea acelui monument prin timp cu istoria sa. Ei, deci practic a fost rasă a respectivă Ariba și a de la poartă. Nu, aripa care este în laterală spre Biserica Mitocu și nu de noi, acum la restaurarea actuală, s-a ridicat fundația ca să sugerăm tocmai că acolo a fost o aripă. Și s-a restaurat și s-a redeschis. A fost atunci, la fel, au fost oameni inimoși care au căutat patrimoniu în țară și care au adus și l-au redeschis, dar cu titulatura de Muzeul al Unirii. Deci nu mai era Palatul Cuza Vodă din Iași, ci Muzeul Unirii. Și tematica de atunci începea de la Decebal și Burebista, cu toate etapele, până la Unirea din 1959. La acest moment, care credeți că este exponatul cel mai valoros, cel mai semnificativ pentru familia Cuza, pentru viața familiei Cuza, pentru creionarea? stării de atunci a domnitorului. Vedeți? Știți cum mă întrebați că atunci când ai uh, patru copii trebuie să spui pe care îl iubești cel mai mult. Evident că orice părinte n-ai să spui. Dacă nu este unul, uh, poate da. să mai sunt mai obiecte, multe obiecte. Sunt mai multe. Sunt multe obiecte care au aparținut familiei domnitoare, care au aparținut principesa Elena Doamna. Unele sunt în expunere, altele nu, în motive de conservare și chiar de... de siguranță, protejare. de protejare, da, dar avem și Muzeul Unirii, poate să se laude că are un patrimoniu foarte valoros și foarte prețios, tocmai pentru că obiectele au o apartenență certă. Dacă ar fi să fim la parter, găsim Ordinul Unirii care este înființat de Cuza și care au fost luate de la Elena Brătianu, cea care vine soția lui Gheorghe Brătianu și Gheorghe Brătianu, fiul Mariei Moruzi, Ce înseamnă acest Nora. Ordin al unirii? era o medalie care Cuza a dorit să o și-a instituit-o, dar la vremea respectivă, Sultanul nu permitea, că dacă aveam steag, ghim, decorații deja eram independenți, ori nu se putea așa ceva. Și totuși s-au bătut într-un număr limitat și Cuza le-a dat. Ei, noi avem toate cele patru, clasa 1, 2, 3 și 4 din Ordinul Unirii. Avem Ceasului CUZA. Obiect cu monogramă, cu diamante, care la expozițiile valoroase îl scoatem și, și publicul poate să-l vadă. De altfel, cei care au fost la o expoziție cu obiecte originale CUZA, că noi am adus din toată țara tot ce era original CUZA, au putut să vadă și uh, acest uh, ceas. Avem sigilii originale care au aparținut, avem mantia doamnei Elena CUZA avem și o broderie, că eu întotdeauna spun cine de la cine s-o fi inspirat, pentru că este o broderie Lucrată de uh, una din doamnele de onoare a uh, principesei Elena Doamna, Elena Policroniade, uh, lucrată pe mătase de moare, este o alegorie foarte frumoasă care arată la fel Moldova, țara românească, reprezentată prin două uh, uh, personaje feminine îmbrăcate în costum național și cu mâinile împreunate deasupra Dumnezeu, tatăl, fiul și Duhul Sfânt. Ei, dacă ne uităm la pictura lui Aman. La Unirea Principatelor sunt două personaje feminine cu mâinile împreunate, iar deasupra una ține o cruciuliță. Și eu întotdeauna spun cine de la cine s-a inspirat, cu uh, Elena Policroniade de la uh, Teodora Aman sau invers. Uh, deci, iată. Uh, sunt suficiente atracții pentru, pentru da, o da, vizită da. așezată la muzeul Iași. Dar vreau să vă întreb: știu că despre viața lui Cuza s-a scris foarte mult, unele lucruri sunt reale, altele sunt doar supoziții, sunt povești, legende. Dumneavoastră v-ați aplecat cu mare atenție asupra vieții doamnei Elena Cuza. De ce? Um... Doamna Elena Cuza am simțit dintotdeauna și din spusele și din povestirile și din discuțiile la care asistam că a fost uh, mereu uh, nedreptățită. Una din persoanele care mi-au marcat mie drumul este doamna Virginia Isaac. Doamna Virginia Isaac, absolventă de istorie, a lucrat la arhivele statului din Iași toată viața sa. Uh, un om respectat, iubit prin ceea ce a fost, ce a însemnat uh, prezența ei la sală, câți oameni i-a ajutat și pe câți i-a îndrumat și eu, la rândul meu, m-am uh, bucurat să fiu printre aceștia. Ei, stând de vorbă atât de mult cu ea, uh, i a ajutat muzeul să apară uh, două lucruri mici, dar foarte importante, biobibliografia lui Alexandru Ioan Cuza și scrisori Cuza din exil. După aceea, ea a zis, ea mă într-un fel și nu îmi spunea, nu spunea Aurica, îmi spunea Oreli. Oreli dragă, din această clipă nu mai discut cu tine, nu mai vorbim nimic, dacă nu ne apucăm să adunăm toate scrisorile Elenei Cuza. Despre Elena Cuza, în afară de lucrarea Elenei Borș, nu există. Și am început să scotocesc. Du-te la cabinetul de manuscrise de la Academia Română, corespondența cu colegi de la alte muzee, de peste tot. Și așa, atât cât noi am găsit, am știut, am adunat, sunt convinsă că mai sunt, sunt convinsă că mai este de căutat, mai sunt lucruri de spus, dar noi atât am reușit să adunăm să, și să le punem într-un volum foarte frumos. Ei, citind scrisorile, Acolo îl vezi pe om, acolo îl simți pe om, acolo îți dai seama de calitățile reale, acolo îl găsești pe om cu bucurii, dar și cu tristeți și cu suferințe, cu realizări mai multe sau mai puține. Așa am cunoscut-o eu pe Principesa Elena Doamna prin intermediul acestor scrisori și, în felul acesta, am devenit o nu admiratoare, cât un înfocat apărător al principesei Elena Doamna și astfel încât toți cei care din necunoaștere sau din neștiință își permit descriu articole care ar îndurera-o și dincolo de moarte, cum a îndurerat-o întotdeauna și articole scrise când ea trăia. Ce fel de om era? Cum ați nou? O mare doamnă, în primul rând aș vrea să spun așa, adică să, să reproduc ceea ce spunea Iorga o mare doamnă care a știut înainte de orgolul de femeie să-și pună misia de doamnă așa a făcut principesa Elena Iar din pe care le-ați studiat ce reieșea? Uh, reieșea că într-adevăr ea l-a iubit pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ea l-a pentru că nu s-a adresat niciodată și noi n-am găsit o altă formulă de adresare decât prințul meu sau domnul țării, că a păstrat întotdeauna cu sfințenie în medalion chipul ei, este singura bijuterie de care spune că nu s-a despărțit niciodată, că a fost atât cât a fost iubire, dar ce s-a transformat în timp a fost într-o prietenie extraordinară, că a știut undeva din umbră să-i stea alături lui Cuza, fiindcă era foarte apropiată de prietenii domnitorului și știa foarte bine ce trebuie să facă și ce misie grea avea de îndeplinit. Asta ca doamnă, ca femeie, e și normal ca iubit, e și normal că a suferit, dar ce frumos îi scria într-o scrisoare Iermionei Asaki, Iermionei Chiune, fica lui Gheorghe Asaki, și îi spunea să nu te uiți la ce spun cei din jur. Trăiește clipele acestea frumoase, pentru că cine, numai cine nu a iubit poate să bărfească. Cine a iubit cu adevărat înțelege ce înseamnă în profunzime cuvântul a iubi. O mare parte din activitatea noastră v-ați dedicat-o simpozionului Național Monumentul, Tradiție și Viitor, un simpozion anual care se desfășoară la Iași. De unde a venit această idee și de ce este necesar o astfel de întâlnire între specialiști? Am aflat că este un simpozion la Bistrița. Am rugat frumos să mă lase să merg și eu la acest... Uh, așa am mers, am văzut ce înseamnă... Ce m-a durut acolo și de unde mi-a venit ideea. Era că eram singură din zona Moldovei. Și am spus, dar cum iașul cu atâtea monumente Moldova noastră și nu, nu se poate așa ceva. Era domnul Pipide, era uh, președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, da Nicolae din Minister și am spus, nu vreți ca de la anul să fie la iași? Vă dați seama, nici tu bani, nu mă gândeam atunci cum va fi anul următor. Era organizată de... de... Ministerul Culturii Ministerul era organizată, Culturii, da. da. Ei, de anul următor a fost la Iași, deci în 1999. Noi suntem în fiecare an și l-avem și vin specialiști din toată țara, inclusiv de la Minister și de peste tot. Cel al Ministerului s-a pierdut. Dar, bine, nici nu mai sunt oameni, nu, nu comentez din ce motive. Ce se motive. discută acolo? Despre ce se vorbește? Domnul Arhire, am luat-o noi sistematic cu ce ne confruntam noi la început. Am vrut să spunem așa, domnule, ia să vină antreprenorii, de cei care zidesc, și să asiste de ce e nevoie neapărat de săpătura arheologică și să-i pui față în față cu arheologii. Și iată că am reușit acum, arheologii au un cuvânt de spus. După aceea am zis, domnule, hai să-i aducem pe structuriști cu antreprenori în față în față cu arhitecții. Și la fel acum, ce frumos merge și câtă atenție se dă componentelor artistice. Ei, pe urmă zic, ei, e cazul de acum să mergem pe activitatea științifică, adică arheologul, inginerul de structură, antreprenorul, toți să țină cont de cercetarea pe monument. Și anul acesta am avut bucuria să vedem câți cercetători tineri au venit cu studii pe monumente. Pe păi aceste studii le pui la dispoziție arhitectului și ei pe urmă gândesc, pentru că, așa cum am susținut tot timpul, a restaura un monument înseamnă să-l aduci cât mai aproape de realitate, nu să-l găsești în faza în care l-ai găsit și să, dacă vrei, tu să-i pui tu ceva, uite, așa că ar da bine nu, nu, și eu aș fi vrut să fie tapet, dacă n-am avut dovada, nu am făcut aș fi vrut poate să, să pictăm fundul la casete dacă n-am avut dovada n-am făcut-o, dar faci tot ce este bazat pe argument, să ai argumentul, să ai documentul și iată că acum la simpozion vin și arhitecți, și uh, istorici de artă, și arheologi, și ingineri uh, pe uh, parte de uh, tehnici și tehnologii. Uh... Și poate, se pot creiona, se pot uh, realiza strategii comune exact. pentru anumite monumente. România este da. plină de monumente, din păcate da. nu toată lumea le iubește, deși uh, grija pentru monumente e o formă de patriotism. Da, și uneori când atunci când avem nevoie și de bine le invocăm. Ce a mai avut acest simpozion ca o latură separată a fost că noi când se termină două zile de dezbateri și de comunicări mergem să și vizităm cum s-au restaurat anumite și prezintă cei care au restaurat ce tehnici și-au folosit și să vedeți dumneavoastră acolo ce discuții se încing. De ce ai pus centură, de ce ai pus stâlp. Vreau să vă spun că am ajuns așa și legende. Pentru că au venit oameni care au fost prima dată și auzeau forți, contraforții, canal, tot. Și atunci erau speriați, acum spun domnul A fost un câștig pentru mine. Uite, am învățat ce înseamnă o biserică, ce înseamnă o săpătură, ce înseamnă... Ei, acolo ei asistă la aceste discuții. De ce ai pus centura acolo? De ce n-ai pus acolo? Dar de ce sunt elementele astea toate? Deci e un, un simpozion complet, care are latură științifică și latură practică. Și are uh, o finalitate, pentru că fiecare dintre cei care concură la restaurarea monumentelor au ceva de învățat și pleacă cu o lecție mai bine conturată. Da, și în afară de asta, să știți că foarte multe monumente au intrat în atenția Ministerului Culturii pentru a fi restaurate. Adică monumente care sunt într-un stadiu avansat de degradare, unele chiar în colaps. În urma întâlnirilor, urma întâlnirilor dumneavoastră. în urma vizitelor, pentru că mergem și domnilor lor asistă. Dar la Teatrul și... Național din Iași, cum a fost, pentru că ați fost implicat, ați fost în echipa care s-a ocupat de restaurarea Teatrului Național? Domnul Arhire, acolo am făcut un pic de piraterie. Acolo am fost sufletește la fel legată. Echipa care am lucrat la Palatul Culturii lucra și la Teatrul Național. Și de câte ori era ceva neregulă, suna, Doamna chim, nu se poate să lăsați așa. Haideți, vă rog frumos, vedeți cu cine vorbiți, uite... Pictura, dacă faci așa cu mâna, e făină, curge toată. Cum mă să curgă? Haideți, veniți odată, că nu-i nimeni pe aici, vă urcăm pe schelă și vedeți. Ei, că nu era nimeni, m-am dus, m-am urcat pe schelă, am ajuns până sus și am văzut că au dreptate. Ei, intervine, roagă frumos pe doamna Tereza Sinigalia, roagă frumos pe Carmen Solomonia. hai vă duceți, hai mergeți să vedeți ce se întâmplă cu pictura de acolo. Trebuie să faceți ceva. Și iată, așa a fost consolidată pictura de la Teatrul Național. Cromatica, la fel, a fost analizată. Deci oamenii ăștia care au venit la simpozion și noi de acum ne-am ne închegat așa ca într-o familie, putem apela la sfaturi și la implicare. Și așa au venit uh, aceste doamne și alte multe personalități care s-au implicat ca teatrul nostru să fie... Eu am fost în arhive, am adus fotografii, documente de epocă, am, uh, a trebuit să demonstrăm uh, unicitatea pe anumite elemente decorative. S-au folosit foarte multe materiale da, textile, da. tipuri de materiale textile, plecând de la pânză până Sigur, la... Sigur, și uh, vă spun eu așa odată când a fost o întâlnire între arhitect și alte persoane acolo, când le-au pus... Și zic, da, ați, ați avut curiozitatea să puneți mătasea, mocheta și uh, catifeaua de pe scaune, să vedeți dacă sunt cromatic. Ah, ei, hey, s-a revenit asupra poziției și iată, noi acum De fapt, dumneavoastră nu cereați da. altceva decât normalitate. normalitate. Era firesc sigur, să, sigur, să se întâmple așa, nu? Sigur. Și acasă fiecare sigur. încearcă să-și da. echilibreze cromatic s interiorul. Da, da. și uh, deja aveam o experiență, domnule Arhile. Deja aveam firme care știam că uh, lucrează, nu firme care lucrează să câștige bani, ci care se implică și sufletește și care le place să-și lase amprenta acolo nu ne neapărat că dau acum, uite, fac, lasă că fac, nu, eu știam, știu mulți din ăștia care fac, dar nu fac nimic. Acolo au fost oameni care, într-un monument, trebuie să pui și ceva din sufletul tău. Și trebuie să pui o picătură și din viața ta, să-ți lași acolo urma, dar acea urmă să nu-ți fie rușine peste ani că ai lăsat-o acolo. Asta încercat să faceți de fiecare da. dată, încercați să faceți cu Muzeul Unirii, dar acum ați ieșit pe poarta Muzeului Unirii și încercați să faceți din strada Lăpușneanu un spațiu viu, un spațiu de manifestare artistică, legând evenimentele istorice de diverse evenimente culturale. Cu prilejul acestui simpozion, când am început noi prima ediție și trăia domnul Mitican, el a zis trebuie să ne implicăm. Și mai era o problemă. Uh, trebuia atunci la nivel de primărie să se facă un contract cu asociație și primăria, fiindcă era un proiect cu graspo. Și cum era Asociația Alexandru Lăpușneanu, am, atunci am început efectiv să ne implicăm. Să vedeți stâlpi, sunt din acel proiect, bănci și multe alte realizări din, din, primul proiect privind reabilitarea străzii. Evident, am fost și eu trimis, am văzut cum se reabilitează în alte țări reabilitarea urbană, străzile, inventarul, toate trebuie să le aduci într-o anumită perioadă, la un anume an al perioadei, din perioada respectivă. Și atunci am lansat și un ziar. Deci să știți că curierul de Iași, primul număr și număr unic, a fost lansat cu ediția, cu prilejul primei ediții a simpozionului Monumentul Tradiției și Viitor. Ce mi-a rămas mie întipărit în minte era titlul articolului domnului Horia Zilieru, care spunea așa că mai sunavitul ce corn, Adică strada asta se va mai restaura vreodată. Ei, acum când s-a semnat proiectul și a început. Restaurarea am spus că iată, sub cornul acela răsună depinde de noi, însă cum vom percepe muzica aceasta a acestui corn și vom investi cu mintea, dar și cu sufletul. Ce vă face să aveți atâta energie, atâta implicare în domeniul acesta? Poate că aici ar trebui să vă răspund, să vă spun că auzeam mereu pe doamna Pușcașu spunând așa, soro, în tot ce faci, să pui un pic de cacao. Mă, firea la laibii, ce cu cacao asta? Și o întreb, zice, lasă că-ți o dată?". odată. Și odată îmi zice, e, hai să-ți spun ca să te liniștesc. Când eram copii acasă, eu și sora mea, cel care ne făcea laptele cu cacao dimineața era tata. Și mai făcea și mama, mai făceau și alții, dar nu era bun cum îl făcea tata. Și îl întrebam, tata, ce pui tu acolo de iese atât de bun? Și el spunea, lasă că vă spun eu odată. Și ne spune nou într-o zi, pun un pic de aici. De aceea și eu în tot ceea ce fac, întotdeauna pun un pic de aici și picul acesta de aici mă face să trec peste greutăți, să trec peste necazuri, peste neîmpliniri, peste vorbe, peste tot ce poate să apară, că e firesc, suntem oameni, trăim într-o colectivitate, dar mă face mai puternică și greu, ușor, dar picul acela de aici și cu darul de la Dumnezeu de a întâlni oamenii adevărați, pot să răzbesc și să facem încă pentru ea și lucruri frumoase.